avea mai mulți copii nedoriți duce la mai multe abuzuri asupra copilului. Cei mai mulți copii abuzați au fost doriți de către părinții lor înainte de naștere. Un studiu efectuat pe 674 de copii abuzați a arătat că 91% dintre ei proveneau din sarcini planificate. Fuseseră doriți de părinții lor. Abuzul asupra copilului nu a scăzut de când avortul a fost legalizat, ci a crescut în mod dramatic. În primii 10 ani de la legalizarea avortului în America, abuzul asupra copilului a crescut cu peste 500%. Până în 1991 au fost raportate 2,5 milioane de cazuri de abuz asupra copiilor, de 15 ori mai mult decât în 1973, atunci când existau 67.000 de abuzuri raportate. Este ilogic să argumentez că un copil este protejat de abuz prin avort, avortul fiind un abuz asupra copilului.